La mulți ani de ziua educației! De ce oare educația se întâmplă la școală și nu în altă parte? Educația înseamnă copii mediu, adică familie, ce ne învață părinții, ce ne învață bunicii. Înseamnă ereditate, adică ce primim noi de la părinți în momentul când ne-am născut, și înseamnă și educație școlară, dezvoltare. De ce ați scris voi acest cuvânt care se potrivește atât de bine cu educația? Matei. Pentru că cu cât mai mult, poate te dezvolți. Dacă îmi place că ați scris și prieteni, îmi place că ați scris și activități și că educația e importantă. La mulți ani de ziua educației! La mulți ani! Cu siguranță Teo, care folosește acum un albastru, poate să-mi spună de ce albastru apare ca și culoare rece pentru depărtare. Din cauza atmosferii. Mulțumesc! La mulți ani de ziua educației! La mulți ani! Ia să vedem noi astăzi de ziua internațională a educației. Ce înseamnă pentru voi educația? Educația înseamnă explorare, descoperire. Da, succesul meu. Învățare și studiu intens. Multă muncă și exercițiu. Multă joacă. Muncă, exercițiu și perseverență. Educația înseamnă sănătate. Educația trebuie să frumoseze omul frumos. Educația este cea mai puternică armă pe care o putem folosi pentru a schimba lumea. Sărbătorim educația pentru a marca importanța rolului jucat de profesor în viața și dezvoltarea elevilor din întreaga lume. Am învățat la doamna învățătoare că noi în această clasă suntem ca o familie. Pentru doamna învățătoare am desenat multe inimioare. Eu, familia, am învățat cum să depășim și trecă. Opinia mea, educația înseamnă și respectul față de alții. Pentru mine, educația înseamnă viața. So, my name is Erez, as Alex said, and I'm a fashion designer.